optimistă după luni de coșmar, Simona Halep a ajuns în România și este gata să-și facă o nouă echipă. În puținele ore petrecute în București, cancelarul Austriei ne-a transmis că poziția țării sale rămâne neschimbată. Sistemul Schengen nu funcționează, prin urmare nu poate fi extins. Cu o zi înainte, ca să aflăm cât avem de plătit pentru Roșia Montană, premierul spune că și-ar dori un referendum ca să vadă dacă românii vor deschiderea exploatării. În urmă cu puțin timp, guvernul a anunțat că va crește din această lună salariile a peste 200.000 de angajați din sănătate. Iar primăria sectorului 1 nu mai are bani pentru curățenie și pază. Aflați motivele în această seară. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Simona Halep s-a întors acasă, este optimistă și gata să-și formeze o nouă echipă. După 17 luni dificile petrecute în afara turneelor de tenis, își pregătește revenirea. Antrenorul Darren Cahill, alături de care Simona a câștigat cele mai importante trofee, este luat din nou în calcul. Sportiva abia așteaptă să se întoarcă în circuit și se gândește serios la Jocurile Olimpice. Simona Halep a luat primul avion către țară, iar la aeroport s-a fotografiat cu fanii care au așteptat-o toată noaptea. Le-a mărturisit că a primit decizia TAS cu lacrimi în ochi. Adevărul a ieșit la suprafață și în sinea mea, în interiorul meu, mereu am știut că nu am făcut nimic și că nu am luat nicio substanță interzisă niciodată și nici nu am avut această intenție. Mă bucur că s-a judecat corect și mă bucur că pot să joc tenis. Iar asta se poate întâmpla repede pentru că a fost invitată deja la turneul de la Miami, care începe pe 17 martie. Așa îmi doresc, dar acum doar ce am ajuns și 2-3 zile am nevoie ca să mă pregătesc mental. Ținând cont că nu am jucat un an și 7 luni aproape, în meci oficial o să fie destul de dificil să reîncep. O să fac tot ce pot ca să joc la Olimpiada, asta e sigur. În privința participării la Jocurile Olimpice, Simona ar avea nevoie ca până atunci să ajungă în topul celor mai bune 400 de jucătoare din lume. În acest moment nu are niciun punct. De obicei, primul, al doilea, al treilea meci este foarte bun. Pentru că sunt duși de bucuria, în primul rând, de a se întoarce pe teren și de adrenalină. Și atunci depășesc cumva handicapul psihic. După aceea însă urmează o coborâre. Extrem de important va fi și noul ei antrenor. Darren Cahill, alături de care a câștigat turnee importante și cel care a susținut-o întotdeauna, este luat în calcul. Au fost colaborări foarte bune și cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren a fost specială și am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine și o să aleg. Mă bucur enorm că Simonei i s-a curățat, are un nume curat din nou. Sunt meritate cele 9 luni de pedeapsă pe care le-a primit, pentru că nu a comunicat suplimentul ăsta în două înfățișeri. Eu aș aștepta însă altceva. O sancțiune pe care să o primească domnul Muratoglu, că Simona a fost sancționată. De pildă WTA nu poate să-l sancționeze pe domnul acesta? De pildă să-i dea o interdicție de a mai antrena un an, doi? Echipa, implicit și el, mi-au recomandat aceste suplimente. Sunt convinsă că n-a făcut-o cu rea intenție sau cu alte lucruri greșite, dar a fost o greșeală pe care am plătit-o foarte, foarte scump. În condițiile în care numărul dependenților de stupefiante este tot mai mare, autoritățile române iau în calcul să introducă alte 6 substanțe pe lista drogurilor de mare risc. Detalii în câteva momente. Sistemul Schengen nu funcționează, prin urmare nu poate fi extins. Iată poziția tranșantă a cancelarului austriac, cel care rămâne singurul opozant al aderării depline a României și Bulgariei la spațiul Schengen. Șeful guvernului de la Viena a fost pentru câteva ore la București, unde s-a întâlnit cu președintele și premierul. În ciuda poziției sale, colegii săi de partid au votat o rezoluție prin care toată familia politică a popularilor europeni va susține cele două state pentru a adera în curând și cu frontierele terestre. Karl Nehammer face parte din familia europeană a popularilor și a venit pentru câteva ore la București. Inițial s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis. Oaspetele nu a vrut să facă declarații, însă mesajul postat după întâlnire pe internet a fost tranșant. Poziția Austriei rămâne clară și neschimbată. În prezent, sistemul Schengen nu funcționează, prin urmare nu poate fi extins. Nici mesajul președintelui Iohannis nu a lăsat loc pentru prea mult optimism. Am agreat să continuăm procesul prin care România să își atingă obiectivul de a deveni stat membru Schengen cu drepturi depline.
Ambii lideri s-au adresat apoi liberalilor europeni. Klaus Iohannis nu a făcut nicio referire în discursul său la subiectul Schengen, însă cancelarul austriac a vorbit despre nevoia de a asigura frontiera externă a Uniunii Europene și a făcut aluzie la toate condițiile impuse până acum României și Bulgariei. Alle unsere Außengrenzländer ernst zu nehmen und ihnen tatsächlich zu helfen. Und zwar mehrfach. Die Außengrenzstaaten brauchen ausreichend finanzielle Mittel, um den Außengrenzschutz zu finanzieren. Wir brauchen schnelle Asylverfahren. Wir brauchen Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Und wir müssen dafür sorgen, dass die, die nicht bleiben dürfen in der Union, auch wieder rausgebracht werden aus der Union. Cu toate acestea, colegii săi austrieci au votat manifestul Congresului de la București. Prin acest document, oficialii PPE din toate instituțiile Uniunii se angajează să susțină România și Bulgaria pentru a deveni cât mai curând membru cu drepturi depline în spațiul Schengen. Din nefericire, în acest caz, mesajul nu e suficient de clar. Nu avem o dată clară, nu avem un angajament ferm în acest sens și mi-aș dori ca popularii europeni să vină cu un nou mesaj mult mai precis de sprijin pentru țara noastră. La finalul acestei luni, România și Bulgaria vor fi primite în spațiul de liberă circulație cu frontierele aeriene și maritime. Conform unor surse, în discuțiile de la București, Karl Nehammer a cerut ca România să susțină firmele austriece, angajându-se în schimb să nu mai fie atât de critic la adresa noastră. Aceleași surse susțin că o decizie privind acceptarea României ca stat membru cu drepturi depline ar fi posibilă în luna octombrie, după alegerile interne din Austria. Ursula von der Leyen este oficial candidatul Partidului Popular European pentru încă un mandat de 5 ani la șefia Comisiei Europene. Decizia s-a luat prin vot în cadrul Congresului de la București. Dacă va fi realeasă, Ursula von der Leyen va putea influența politicile cheie europene. Printre priorități, investiții comune în apărare, sprijinirea fermierilor sau reducerea diferențelor dintre mediul urban și cel rural. Ieri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a repetat mai bine de o oră discursul în fața unei săli goale. Astăzi însă și-a transmis mesajul în aplauzele delegaților. Just look at the last five years. When Europe is united, we can move mountains. Ursula von der Leyen a fost singurul candidat al Partidului Popular European pentru un nou mandat la șefia Comisiei Europene. În cea de-a doua zi a Congresului Partidului Popular European, cu 400 de voturi pentru și 89 împotrivă, Ursula von der Leyen a fost desemnată drept candidat al PPE pentru încă un mandat de 5 ani în fruntea Comisiei Europene. Alegerile vor avea loc în septembrie, după ce va fi validată componența noului Parlament European. Sondajele de opinie clasează PPE drept prima forță politică în perspectiva alegerilor europene din iunie. Tocmai de aceea, șansele ca șefa Comisiei Europene să prindă încă un mandat sunt mari. Ea va avea un cuvânt greu de spus în stabilirea viitoarelor politici cheie europene. Baza este manifestul electoral al PPE, adoptat cu unanimitate de voturi în Congresul de la București. Investițiile în apărare sunt prioritare, iar Ursula von der Leyen vrea un comisar pentru apărare, dar și triplarea personalului Frontex care apără granițele Uniunii Europene. We need to turbocharge our defense industrial capacity in the next five years. And at the heart of this must be one simple principle. Europe must spend more, and this will help us fill the urgent need to rebuild, replenish and modernize Member States Armed Forces. Și tranziția către o economie verde și circulară este prioritară, la fel și combaterea schimbărilor climatice. În manifest sunt susținute investițiile în cercetare, sănătate sau în programe care încurajează ca talentele care au migrat în alte țări să se întoarcă acasă. În ceea ce privește migrația ilegală, este o schimbare majoră de abordare. People all over Europe expecting from us that we have to reduce the number of illegal migrants, and that's why Commission President von der Leyen also said in her speech that the state decides on the external border and that the smugglers decide. Manifestul adoptat la Congresul PPE cere admiterea completă în Schengen pentru Bulgaria și România, ridicând nu doar controlele aeriene și maritime, ci și controlele la frontierele terestre cât mai curând posibil. Sunt noi probleme la școala din București unde ar fi fost violat un copil. Părinții au aflat că instituția nu mai are destui pasnici. Ce s-a întâmplat, aflați imediat.
Mâine România află verdictul în procesul pentru Roșia Montană. Dacă autoritățile de la noi sperau inițial să plătim în jur de 2 miliarde de dolari firmei canadiene Gabriel Resources, despăgubirile pot fi și de 3 ori mai mari. Și nu este exclus să ni se impună deschiderea exploatării de aur. Dacă se va ajunge aici, premierul și-ar dori un referendum pentru consultarea românilor. Care sunt variantele posibile, ne explică Ștefana Todică. Bun găsit! Curtea de arbitraj de la Washington, organism al Băncii Mondiale, a anunțat guvernul României că se va pronunța mâine în procesul cu firma canadiană Gabriel Resources, care ne-a dat în judecată pentru blocarea exploatării aurului de la Roșia Montană, deși obținuseră acest drept. Astfel ne putem aștepta ca instanța să ne oblige să plătim miliarde de dolari, cea mai mare despăgubire dată unei companii străine. Suma maximă ar fi de 6,7 miliarde de dolari, iar minimă în jur de 1 miliard, adică atât cât au investit ei. După anunțarea deciziei, guvernul va stabili și care este strategia de negociere. Momentan ar exista mai multe posibile abordări. Există, de pildă, o cale extraordinară de atac. A spus-o chiar ministrul finanțelor, dar șansele să se schimbe ceva sunt mici. În plus, amânarea plății poate atrage și dobânzi. Apoi, mai putem negocia plata în rate, fiind vorba de o sumă mare. Și ar mai fi un posibil scenariu, o decizie nemonetară, adică tribunalul să nu decidă despăgubiri în bani, dar să oblige România să continue exploatarea. De altfel, licența de exploatare a aurului este încă în vigoare. Asta ar însemna automat delistarea Roșiei Montane din patrimoniul UNESCO. Nu există o procedură prin care un stat să ceară din proprie inițiativă retragerea unui sit din patrimoniu, dar există precedent. Au mai fost în istorie două cazuri de scoatere a unor situri. Sanctuarul Arabian Oryx din Oman, după ce statul a decis să reducă dimensiunea ariei protejate cu 90% și Valea Elbei la Dresda, Germania. Autoritățile au construit acolo un pod cu 4 benzi, iar Comitetul Patrimoniului Mondial a considerat că s-a distrus astfel valoarea sa și a decis scoaterea de pe listă. Deși n-ar mai exista presiunea uriașă pe buget, această soluție ar fi totuși complicată. Premierul a declarat chiar că vrea un referendum pentru Roșia Montană să afle dacă ar trebui continuată sau nu exploatarea aurului de acolo. Și asta pentru că în 2013, atunci când s-a dat undă verde exploatării, 10.000 de oameni au protestat în stradă în mai multe orașe din România. Salariile a peste 200.000 de angajați din sănătate ar urma să crească cu 20% din această lună. Decizia s-a luat în ședința de guvern din această seară. O măsură similară îi vizează și pe cei care lucrează în asistență socială. Se ia de asemenea în calcul introducerea de noi substanțe în categoria drogurilor extrem de periculoase, dar și continuarea schemei de plafonare a prețurilor la energie și gaze. Cu toate informațiile vine Laura Culiță în direct de la Palatul Victoria. Bună seara, Laura! Bună seara, Andreea, bună seara tuturor. Salariile de bază ale angajaților din sănătate vor crește cu 20% față de nivelul din decembrie 2023. Vorbim despre două tranșe, una aferentă lunii martie și a doua aferentă lunii iunie. 235.000 de angajați din sănătate vor beneficia de aceste majorări. Lor li se adaugă 46.000 din domeniul asistenței sociale, cei care lucrează în centrele sociale, inclusiv cei care lucrează în departament administrative. Cei de la Sanitas, de la Sindicatul Sanitas, spun că, de fapt, majorările ar putea ajunge în medie la 26-27% dacă luăm în considerare și gărzile, pentru că tot astăzi guvernul a decis ca medicii de medicină generală să beneficieze și ei de indemnizația de gardă. Asta înseamnă undeva la 350 de lei pentru o gardă pe lună, 700 pentru două într-o lună. Pe de altă parte, tot astăzi guvernul a luat decizia de a introduce pe lista drogurilor extrem de periculoase, de mare risc, a 6 noi substanțe. Printre ele vorbim despre etazen și protonitazen. Este o inițiativă care se alătură celorlalte prevederi legislative. Vorbim aici despre legea Anastasia și despre legea 2 mai care a fost trimisă spre promulgare. Sunt inițiative care se alătură dorinței guvernului de a combate traficul cu droguri și în fine, tot astăzi guvernul a decis că schema de compensare a prețurilor în energie și gaze va continua până în primăvara lui 2025, însă vor fi modificări pentru că, așa cum știm bine, prețurile la energie, dar și la gaze, au scăzut considerabil față de vârfurile înregistrate în timpul crizei energetice. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!
Mulțumesc, Laura. La școala din sectorul 1, unde un copil ar fi fost agresat sexual de două ori de colegi, are loc chiar acum o ședință de urgență. Participă oficial ai primăriei sectorului 1, părinți și reprezentanți ai Direcției de Protecție Socială. Oamenii sunt supărați deoarece au aflat că paza în școală ar fi fost redusă la cererea primăriei. Cristina Dobre are amănunte. Bună seara, Cristina! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! După ce de dimineață părinții s-au întâlnit la primăria sectorului 1 cu edilul Clotild Armand ca să discute despre siguranța în școala Nicolae Titulescu, în urmă cu o oră aici a fost convocată o ședință de urgență la care participă viceprimarul de sector, șefa DGASPC sector 1, dar și șefa biroului de autoritate tutelară din acest sector. Se discută despre suplimentarea numărului paznicilor de aici, pentru că în timpul în care s-au întâmplat cele două abuzuri, ar fi lucrat la această școală un singur paznic, deși această instituție are cel puțin 3 intrări. A fost suplimentat numărul de paznici la 2, după ce au ieșit la iveală toate informațiile din ultima săptămână, dar acum părinții vor să existe aici câte 3 paznici, practic un paznic pentru fiecare intrare în școală, intrarea elevilor, a profesorilor și intrarea în curtea școlii. Ei sunt revoltați după ce au aflat că în timpul mandatului actualului primar a fost redusă paza în școlile din sectorul 1 la această școală, fiind vorba despre un singur paznic. De asemenea, și premierul a cerut urgentarea acestor investigații și tragerea la răspundere a tuturor vinovaților. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Cristina! Se apropie campania electorală, iar în primării se întețesc conflictele. Primăria sectorului 1, de pildă, a rămas fără serviciile de bază după ce Clotild Armand a acuzat consilierii PNL și PSD că au dat bani în alte direcții, inclusiv pentru Catedrala Neamului. Cei arătați cu degetul spun că, dimpotrivă, primarul blochează intenționat funcționarea instituției. Și mai rău stau lucrurile la capitală, unde nu s-a votat bugetul, iar primăria este pe cale să piardă un munte de bani. De câteva zile din primăria sectorului 1 au dispărut angajații de la curățenie și pază, iar lifturile nu mai funcționează. Ne facem singuri curat în birouri, ne ducem singuri gunoiul, la pază facem curândul. Deocamdată registratura funcționează. Dacă situația nu este remediată, putem ajunge inclusiv în situația asta, în care cetățenii să nu mai poată să-și depună petițiile sau documentele. Conform reprezentanților administrației locale, anul trecut serviciile de curățenie au costat în jur de 16 milioane de lei, iar în primele două luni ale lui 2024 încă 4 milioane. Când a fost votat bugetul, banii alocați pentru funcționarea primăriei și pentru spații verzi au fost luați din aceste capitole și alocați în altă parte. O parte au fost rezervați pentru proiectul catedralei și acest lucru am aflat fără ca Patriarhia să ceară acest lucru. În replică, liberalii susțin că primarul sistează intenționat serviciile publice și că banii sunt risipiți în loc să meargă, de pildă, spre paza din școli. Am cerut de la trezorerie să vedem exact pe ce au fost cheltuiți banii aceștia. Și vedem că s-au dus 200.000 de lei pe birouri, s-au dus 1.350.000 pe reparații curente, pe care nu le vedem. Minciuna cu Catedrala Mântuirii Neamului este și mai mare. Doamna Clotild Armand a propus 20 de milioane de lei pentru servicii religioase. Noi am zis că din cei 20 de milioane să fie rezervați finalizării acestui obiectiv, care este unul de interes pentru întreaga Românie. Sunt probleme mari și la Primăria Capitalei. Consilierii PNL și PSD nu au votat bugetul, iar dacă până vineri nu se întâmplă asta, Bucureștiul nu va mai avea destui bani pentru investiții, salarii și subvenții. Primăria riscă să piardă cotele alocate de Ministerul de Finanțe din impozitele bucureștenilor, adică în jur de 500 de milioane de lei. Consilierii PNL și PSD acuză în acest caz că nu vor ajunge cele 2 miliarde prevăzute în buget ca subvenții pentru căldură și transport public. Informația este confirmată de primarul general, care spune că banii vor fi puși la loc din fondurile primite. Continuăm cu o poveste șocantă petrecută lângă Craiova. Rost de gelozie și de gândul că va rămâne singur, un bărbat și-a ucis soția mai tânără cu 24 de ani, apoi și-a pus capăt zilelor. După ce a omorât-o, individul i-a spus uneia dintre fiicele sale ce a făcut. Au fost ultimele sale cuvinte. În urmă cu câțiva ani, femeia pe care a ucis-o îi salvase viața donându-i un rinichi. Bărbatul și-ar fi ucis soția într-un acces de furie. Fiicei, pe care a sunat-o imediat după, i-a spus doar unde sunt economiile familiei și că ar vrea să fie înmormântată alături de nevastă. Tânăra și-a alertat rudele din țară, dar acestea nu au ajuns la timp.
ce ați ridicat de la fața locului? Bărbatul avea 60 de ani, iar femeia 36. Rudele spun că neînțelegerile dintre cei doi ar fi pornit de la dorința femeii de a pleca singură în Statele Unite ca să lucreze. El s-ar fi opus vehement. Din gelozie, pentru că a fost mai bătrân și ea mai tânăr. Totuși, relația celor doi părea să meargă. Erau de mult timp, se înțelegeau foarte bine, erau bine. Când veneau, urcau în mașină, vesel, bucuroși, eu nu știu, de niște oameni răi, cu lumea, cu vecinii sau ei între ei. De altfel, în urmă cu 6 ani, bărbatul care suferea de insuficiență renală a primit un rinic de la partenera sa. Anchetatorii au ridicat mai multe probe din casă în încercarea de a clarifica împrejurările în care au murit cei doi. Doi militari și 2 angajați ai Ministerului de Interne sunt în centrul unui scandal de amploare. Aceștia sunt cercetați pentru braconaj după ce ar fi omorât animale din specii protejate, de la urși până la lup sau cocoș de munte. Ana Maria Barbu este în direct cu informații suplimentare. Bună seara, Ana! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. 18 percheziții s-au făcut în acest dosar în Covazna sub coordonarea unui procuror militar. Anchetatorii suspectează că acolo ar fi avut loc în ultimele 3 luni mai multe partide ilegale de vânătoare. Braconierii ar fi folosit arme de foc și câini special antrenați pe pielea unor mistreți descoperiți într-un țarc de pe raza comunei Comandău. Anchetatorii au ridicat mai multe arme de vânătoare, dispozitive informatice, trofee de lup, urs și cerb, dar și o cantitate mare de carne de vânat. Dintre cei 8 cercetați în acest dosar, unul este chiar paznic de vânătoare, alți 2 lucrează la ISU Covazna și încă 2 sunt militari în cadrul MAPN. Pe lângă acuzațiile de braconaj, evaziune fiscală și nerespectarea regimului armelor și muniților, mai există bănuiala că ar fi divulgat și informații considerate secret de serviciu. Acestea au fost informațiile. Andreea? Mulțumesc, Ana. Dănuț Lupu își pregătește bagajele să iasă din închisoare. Condamnat în octombrie la 7 luni și 10 zile și încarcerat în penitenciarul de maximă siguranță Rahova pentru că a condus cu permisul anulat, fostul internațional din Amovist a reușit astăzi să convingă un judecător că a stat destul în spatele gratiilor unde s-a cumințit și poate fi liberat condiționat, chiar dacă nu și-a ispășit pedepsa. Procurorii pot face însă contestație, dar Lupu este deja judecat pentru acuzații similare într-un alt proces. Am ajuns printre campionii Europei la cumpărăturile online. Știu asta și curierii care transportă munți de colete din Asia. Detalii în câteva clipe. Avortul, un subiect care declanșează proteste și dezbateri în întreaga lume, a devenit spinos și la noi. În tăcere, româncele pierd treptat acest drept. Asociația Moașelor Independente a constatat că este extrem de greu de găsit un spital care face întrerupere de sarcină la cerere, chiar și cu plată. Majoritatea medicilor ginecologi refuză procedura, invocă motive de conștiință și nu pot fi obligați să facă asta. Aproape 1000 de clinici și spitale din țară, de stat sau private, au fost contactate pentru o întrerupere de sarcină. Aproximativ 60% au refuzat, iar restul nu au răspuns la telefon. Am verificat și noi informația la câteva spitale județene. Pentru o programare la avort, la cerere, se poate la dumneavoastră? Nu facem avortul! Nu, așa este protocol, la noi nu se fac. Dar este o procedură legală și este... Deci, repet, nu se fac. Nu se fac avorturi la noi. Nu. Doamne, dar ce mă sfătuiți pe mine să fac în situația în care sunt? Nu știu, doamnă. Datele Asociației Moașelor Independente arată că în 13 județe este imposibil să întrerupi o sarcină pe motiv că nu dorești copilul. În alte 18 este foarte greu. În mare parte, ni s-a răspuns că se întâmplă asta deoarece medicii refuză procedura. Noi nu putem obliga pe codul lor deontologic, din motive religioase și etice, să efectueze. Și medicii, până la urmă, sunt oameni, au familie, au responsabilități. În unele spitale, femeile care cer un avort sunt îndrumate spre asociații religioase să le convingă să renunțe. În altele, personalul și-a propus să sporească populația. Noi pledăm pentru creșterea natalității, pentru a nu supune femeia unor manevre. Moașele spun că astfel unele femei apelează la persoane neautorizate. În 2 ani, peste 300 au ajuns la spital cu complicații din această cauză. Este o încurajare a avorturilor în nesiguranță, a plății în vieți și în complicații care merg pe viață privind sănătatea fizică și mentală. Doctorul Radu Vlădăreanu este unul dintre medicii care preiau solicitări de avort. Eu așa am considerat că e dreptul femeii să decide, posibil să-și provoace singură sau ajutată avort ca pe vremea lui Ceaușescu. Este îngrozitor. Pe
Pe de altă parte, doar în primele 10 luni ale anului, 230 de copii au fost abandonați în maternități și spitale, arată date oficiale. Aproape 40.000 se află în sistemul de protecție specială, fie pentru că părinții nu îi pot crește, fie pentru că au fost expuși unor situații de risc în familie. Investițiile în agricultură au luat avânt. Aproape 700 de șantiere s-au deschis anul trecut în toată țara. Se construiesc ferme noi, ori sunt modernizate altele vechi. Sunt ridicate depozite și se amenajează spații pentru prelucrarea produselor. Asta înseamnă că fermierii vor putea să-și valorifice mai bine munca, iar noi ar trebui să găsim pe rafturi mai multe specialități autohtone la prețuri accesibile. Lângă Vulcan, în județul Brașov, se construiește o fermă de găini complet automatizată. Ar urma să producă zilnic 30.000 de ouă. Investiția de 1.300.000 de euro este acoperită din fonduri guvernamentale în proporție de 65%. Va fi cea mai nouă tehnologie, am ales ce a fost mai bun. În această hală urmează să fie instalată o linie de procesare a știuleților de porumb dulce. Congelat și ambalat, produsul românesc va ajunge în supermarketuri, în piețe, dar și în restaurantele care acum se aprovizionează mai ales din Ungaria. Va presupune o linie automatizată de procesare a acestui produs, urmată de o cameră de răcire rapidă, iar apoi un spațiu de congelare. Această etapă de procesare ne permite o dublare a veniturilor prin congelare. Cele mai multe astfel de investiții se derulează în vestul țării. Județele Bihor, Timiș și Satu Mare au fiecare câte 51 de șantiere. În Brașov sunt 28 de proiecte, între care și acest centru de colectare a laptelui de oaie. Fermierii au calculat că investiția îi va ajuta să câștige cu 15% mai mult pe litru. O să ne ajute să adunăm laptele de la fermierii din cooperativă, mai apoi să-l procesăm o parte și o parte să-l distribuim către alți procesatori. O investiție de 100.000 de euro cu 90% finanțare din partea Uniunii Europene. România a înțeles că trebuie să migreze de la a produce materie primă spre a procesa acea materie primă, spre a face valoare adăugată. Pentru consumator final înseamnă acces la produse de calitate, acces la produse cu prețuri accesibile, rezonabile. O companie de consultanță în domeniu a estimat că valoarea investițiilor agricole demarate anul trecut se apropie de 3 miliarde de lei. Banii vin în general de la Uniunea Europeană, dar și din ajutoare guvernamentale. În pandemie am descoperit avantajele cumpărăturilor online și nu ne-am mai oprit. În acest moment suntem printre primii în Europa la acest capitol. Site-urile din China și Turcia, care au produse ieftine, ne-au acaparat, iar reprezentanții firmelor de curierat confirmă că înregistrează un număr uriaș de comenzi. Numai anul trecut am cheltuit aproape 7 miliarde de euro, cu 7% mai mult decât în 2022. O singură firmă de curierat livrează lunar peste 750.000 de colete venite din China și Turcia. În ultimul an, numărul acestora a crescut considerabil. Prețul mic îi atrage pe oameni, însă experții în comerț online spun că de multe ori calitatea lasă de dorit, iar produsele nu respectă legislația europeană. Trebuie să ai norocul, să unele sunt calitative, altele nu. Trebuie prima dată să te uiți la recenzii. Perechi de cercei, lănțișoare, nu cine știe ce. Pentru că e ieftin. Ieftin, atâta ne permitem. Fenomenul a luat amploare în toată Europa. În Franța, un proiect de lege propune interzicerea publicității la aceste produse, inclusiv prin influencerii din social media și impunerea de sancțiuni ecologice pe haine. Un singur retailer din Asia oferă de 900 de ori mai multe produse decât o marcă franceză tradițională și lansează peste 7200 de modele noi de îmbrăcăminte pe zi. Când vine vorba despre comenzile făcute în afara României, oamenii preferă site-urile din China, Germania și Marea Britanie. Un studiu făcut de o firmă de curierat arată că 8 din 10 români preferă să cumpere online pentru a câștiga timp, peste media din Uniunea Europeană. Ei se îndreaptă spre haine și accesorii, produse de înfrumusețare, încălțăminte sau medicamente. În scădere, în preferințele cumpărătorilor din România sunt electronicele. Există lucruri pe care curierii le fac din ce în ce mai bine și țin pasul cu tehnologia. De pildă, au majoritatea dintre ei au aplicații prin care tu, ca și consumator, poți să contactezi ușor curierul, poți să rerutezi un colet de colo-colo. Majoritatea românilor s-au obișnuit să comande produse mai ieftine, dar produsele astea day by day, produsele uzuale,
Asta înseamnă că e fain că ne obișnuim să cumpărăm online, nu mai e o chestie așa, știi, exotică. Și firmele care livrează s-au modernizat și vin cu soluții cât mai eficiente. Ajută și faptul că orașele au fost împânzite de locăre. Este mult mai ușor să vin să le ridic de aici. Probabil că poate nu sunt acasă sau curierii vin de obicei în prima parte a zilei și de obicei atunci suntem la lucru. Magazinele mari încurajează inclusiv plata cu cardul, adăugând taxe de procesare dacă oamenii aleg plata ramburs. Din acest an, statul român va avea o nouă companie de transport feroviar. Anunțul a fost făcut de responsabilii din Ministerul Transporturilor. Societatea Carpatica Feroviar va putea transporta armament, echipamente, ajutoare umanitare, materii prime sau combustibil. Practic, va prelua activitatea CFR Marfa, operator care a acumulat datorii enorme de aproape 4 miliarde de lei. Înființarea noii companii a fost criticată de operatorii privați și de sindicate. Noua companie, Carpatica Feroviar, va fi funcțională în următoarele 6 luni, iar de anul viitor va putea transporta și marfă. Potrivit proiectului de hotărâre, transportatorul va juca atât un rol strategic, cât și unul comercial. Practic, în situații de criză, cum ar fi un caz de război, pandemie, cutremur sau inundații, operatorul ar putea transporta produse petroliere, armament, medicamente, aparatură medicală, corturi, cărbune sau cereale. Pe parcursul războiului din Ucraina, CFR Marfă a jucat un rol strategic în transportul de bunuri. Anul trecut, o treime dintre vagoanele speciale au dus grâne ucrainene spre portul Constanța. În momentul când are loc preluarea sau, să zicem, activității, practic, CFR Marfă se oprește. Noul transportator feroviar va cumpăra o parte dintre vagoanele și locomotivele care aparțin CFR Marfă și va face angajări. Specialiștii susțin că prin înființarea unei noi companii, statul va evita un eventual faliment al CFR Marfă. Operatorul a acumulat ani la rând datorii și trebuie să returneze, conform unei decizii a Comisiei Europene, un ajutor de stat de aproape 4 miliarde de lei. Ajutorul de stat este dinamic pentru că penalitățile care ne sunt aplicate sunt aplicate continuu și nu staționează, nu sunt stopate penalitățile. La rândul lor, sindicatele au cerut ministrului să nu desfințeze CFR Marfă. Mi-aș fi dorit ca CFR Marfă să rămână fiind brandul României. Critici au venit și din partea operatorilor privați care susțin că nu se justifică înființarea unei noi societăți. CFR Marfă are o cotă de piață de doar 31,8%, 8700 de vagoane și 270 de locomotive funcționale. Din cauza restricțiilor de circulație și a infrastructurii feroviare, multe trenuri care transportă bunuri merg cu 17 km pe oră. Nepoata fostului director al SRI, Radu Timofte, cercetat într-un dosar de delapidare și spălare de bani, a rămas fără penthouse-ul din nordul capitalei. Agenția Ministerului Justiției, care administrează sechestrele din anchetele penale, a reușit să-l vândă înainte ca proprietara să fie condamnată. Suma obținută este de 600.000 de euro. Nepoata fostului director al SRI din anii 2000 este suspectată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, iar DIICOT, care impută un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro, a pus sub sechestru un penthouse cu 2 locuri de parcare situat în nordul capitalei și pe toate bunurile din el. Agenția care administrează sechestrele judiciare a reușit să vândă totul la licitație înainte ca Ioana Timofte să fie judecată. Premiera constă în faptul că bunul imobil a fost valorificat înainte de a avea o hotărâre definitivă la o licitație publică cu participarea 7 pretendenți. Suma oferită depășind 600.000 de euro. Câștigătorul a plătit aproape dublu față de prețul de pornire, diminuat cu 25% pentru că la prima licitație nu s-a înscris nimeni. Licitația implică emoții. Stai mă să-i arăt eu că am mai mulți bani decât cel care licitează și nu știu ce, sau sunt mai mulți, și atunci se ambalează și se ridică mult prețul. Pentru echipamentele din bucătărie în conturile statului vor intra 24.000 de lei. Cineva a dat 10.000 de euro pentru un ceas Rolex, dublu față de prețul inițial, iar 3 tablouri semnate de artiști români au fost adjudecate cu aproape 7.500 de lei. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a reușit să obțină în jur de 700.000 de euro, cu mult peste estimarea inițială, și să securizeze astfel cam 30% din prejudiciul despre care vorbesc procurorii DIICOT în acest caz, așa încât, dacă se va ajunge la o decizie definitivă de condamnare a inculpatei, întreaga sumă, care va produce și dobânzi, va intra în vistieria statului. Între timp, ancheta DIICOT, care o vizează pe Ioana Timofte, se apropie de final, așa că suspecta ar putea fi trimisă în judecată.
Și dacă primăvara nu ne convinge încă să ieșim la plimbare, nu avem niciun motiv să stăm ferecați în casă în acest sfârșit de săptămână. Începe o nouă ediție Art Safari, iar publicul este așteptat la Palatul Dacia, în spatele Băncii Naționale. Organizatorii ne propun o incursiune în istoria României prin ochii celor mai mari pictori autohtoni, dar și o colecție secretă ascunsă până acum într-un sat. Intrăm în cea mai mare expoziție a acestei ediții. Este vorba despre istoria României în 100 de portrete, cele mai vechi din secolul al XV-lea. O să recunoașteți ușor personaje emblematice în domeniile lor, fie că vorbim despre Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu, Henri Coandă sau Nadia Comăneci. Portrete foarte cunoscute, pe care le știm din manuale de istorie, spre exemplu, avem ocazia să vedem originalul, să descoperim și pictorul. Un capitol important dedicat familiei regale, a României cu toți regii, toate reginele, principii și principesele, așa cum au fost ei văzuți de Carol Pop de Sat, Marisel de Nicolae Grigorescu. Publicul poate să admire inclusiv costumul de astronaut al lui Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spațiu, dar și machetele lui Henri Coandă. La etaj descoperim Muzeul Secret. Un medic colecționar, contemporan cu Tonița sau Lucian și apropiat al marilor artiști, a adunat de-a lungul timpului peste 200 de opere de artă de secol 19 și 20 cu o valoare deosebită. A donat colecția satului natal, Topalu, acolo fiind singurul muzeu de artă din mediul rural din Europa. Acum aceste lucrări sunt expuse la Palatul Dacia, de la portrete duioase pictate de Nicolae Tonița la operele lui Nicolae Grigorescu. Ediția aniversară reunește 6 expoziții. Una dintre acestea cuprinde grădinile palatului cu o promenadă și cascade spectaculoase. Veniți să mirosiți grădinile palatului și să vedeți lucrări fenomenale semnate de Lucian sau Grigorescu. Dacă sunteți curioși de cum scria Mihai Eminescu, avem o scrisoare originală semnată de Mihai Eminescu. Puteți să vizitați Art Safari până la mijlocul verii. Autoritățile au fost astăzi în alertă pe litoral, unde un pescar a anunțat că ar fi văzut în dreptul stațiunii Costinești un obiect care semăna cu o mină marină. Forțele navale au trimis în zonă elicoptere, un dragor și echipe de scafandri specializați în dezamorsarea și distrugerea dispozitivelor explozive. După ce 12 ore nu a fost detectată nicio mină, forțele s-au retras. Pescarul a spus că a văzut obiectul plutitor undeva la o milă marină depărtare de țărm. Dar deși au căutat până la Mangalia, militarii nu au găsit nimic. De când a început războiul din Ucraina, 6 mine care au ajuns în apele noastre teritoriale au fost distruse. Deși deznodământul alegerilor prezidențiale nu lasă loc de emoții, asta nu înseamnă că Vladimir Putin nu-și face campanie. Kremlinul a turat la maximum motoarele mașinăriei de propagandă, iar rușii sunt asaltați de știri despre agilul, înțeleptul și priceputul lor lider. În acest timp, opoziția plănuiește un protest inedit. Cei care nu-l susțin pe Putin sunt îndemnați să meargă toți în același timp la urne ca să blocheze procesul de votare. Cu toată viteza spre al cincilea mandat, bombardierul strategic capabil să lanseze focoase nucleare este aproape la fel de zgomotos precum mașinăria de propagandă a lui Vladimir Putin. Vladimir Putin, na bortu samogo moshchnogo, samogo krupnogo, samogo vysokoskorostnogo strategicheskogo bombardirovshchika. Aceasta este imaginea pe care Putin dorește să o proiecteze despre sine înaintea alegerilor. Este puternic, viguros și controlează situația pe frontul din Ucraina. Он работает до поздней-поздней ночи, начинает работу утром. Мне просто хочется по-человечески спасибо сказать вот нашему президенту. Discreditarea occidentalilor, mai ales a americanilor, este una dintre practicile predilecte. Un popular talk show a difuzat în buclă imagini montate în paralel. Putin urcând sprinten în bombardier în timp ce Biden se poticnește pe scara Air Force One. Iar în știrile despre războiul din Ucraina sunt arătate obsesiv echipamente occidentale distruse. Doar Alexei Navalny s-a priceput să contracareze propaganda Kremlinului, lansându-și mesajele către ruși prin intermediul canalului său de YouTube. La moartea lui, presa de stat s-a grăbit să-i discrediteze moștenirea. Un bun nazist. Acum, propagandiștii au pus tunurile pe văduva acestuia, Iulia. Smatrele na jizni королевы opoziție za to vreme, paka вот он находился в тюрьме. И когда через 2 часа после известия о смерти мужа жена выходит накрашенная. Послушайте, ну девочки меня поймут, даже тушь не потекла. Это вы умудритесь так. Atacurile înverșunate împotriva Iuliei Navalnei au legătură cu angajamentul ei public de a continua lupta lui Alexei. Нужно прийти на участок в один день и в одно время, 17 марта в полдень. Что делать дальше, выбирать вам.
можете испортить бюллетень, вы можете написать на нем крупно «Навальный». И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. Я прямо обращаюсь к каждому, кто смотрит это видео. Уговорите еще одного человека прийти с вами. Это будет ваш личный вклад в общее дело. Numită «Protestul de la amiază», ideea a fost lansată de Alexei Navalny însuși în februarie, într-un apel transmis din închisoare. Ideea ar fi să aglomereze până la refuz secțiile de votare. Imaginile cu aceste mulțimi ar pune sub semnul întrebării corectitudinea votului și legitimitatea lui Putin. Iar peste ocean, toată lumea se întreabă ce vor face la toamnă republicanii care până ieri au susținut-o pe Nikki Haley. Analiști și votanți deopotrivă sunt de acord că rezultatul prezidențialelor va fi decis de simpatizanții lui Haley, iar majoritatea adepților ei spun oricine, dar nu Trump. Odată cu anunțul retragerii din cursa electorală, Nikki Haley nu și-a îndemnat simpatizanții să treacă în tabăra singurului candidat rămas în joc, așa cum fac cei care ies din competiție. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. Dar nici Trump n-a întins ramura de măslin. Într-un mesaj transmis pe propria rețea de socializare, fostul președinte s-a lăudat că a spulberat-o pe Haley în scrutinul multiplu de marți. Trump can't win without her supporters, you know, and calling her names isn't going to help him win. Majoritatea votanților lui Nikki Haley au acum de făcut o alegere dificilă. I don't want to vote for Trump. It makes me sick to my stomach. No question. Biden. We cannot have another 4 years of that man. Nu este de mirare așadar că și democrații s-au grăbit să le transmită un mesaj indecișilor. If you agreed with Nikki Haley when she stood up to Trump for things like election denialism or the chaos and division that he represents, there is in fact going to be a home for them in Joe Biden's campaign. La rândul său, președintele Biden a avut un mesaj pentru susținătorii lui Nikki Haley, cărora le-a spus că sunt bineveniți în tabăra democraților. If I guess if it boils down to Biden versus Trump, I have to vote for Biden. I just can't bring myself to vote for Trump for so many reasons. Sometimes I think maybe I shouldn't even bother voting. Dilema alegătorilor americani este de fapt mai complicată decât decizia pro sau contra Trump. They both are too old. And Trump's crazy. I think that this country can do better than the choice that we've been given, and I don't know how we can change that. Un factor decisiv pentru opțiunea finală a republicanilor care au susținut-o până acum pe Nikki Haley va fi alegerea lui Joe Biden pentru postul de vicepreședinte. Problemele de mobilitate ale Papei Francisc par să se agraveze. După audiență în aer liber în piața Sfântul Petru de la Vatican, suveranul pontif în vârstă de 87 de ani n-a mai reușit să urce în Papa Mobil. A fost dus cu scaunul cu rotile până la scara automobilului și a ajutat să se ridice, însă picioarele păreau că nu-l mai ascultă când a vrut să facă primul pas pe trepte. Papa nu s-a dat bătut și a încercat de mai multe ori, dar în zadar. În cele din urmă a fost dus cu scaunul cu rotile. Totul spre bucuria credincioșilor din piață, care au avut astfel prilejul să-i strângă mâna, iar cei mici chiar să-l îmbrățișeze. Săptămâna trecută, Papa Francisc a fost internat din nou pentru mai multe analize. Rezultatele testelor nu au fost făcute publice. Iar acum aflăm că polițiștii chinezi ar putea fi văzuți în curând în patrulare pe străzile din Ungaria. Aceștia vor ajunge în țara vecină în termenii unui acord încheiat cu Beijingul după modelul Serbiei, altă țară europeană în care au fost trimiși ofițeri chinezi. Conform ziarului German Welt, toate acestea ar putea fi legate de faptul că în Ungaria vin tot mai mulți investitori și muncitori chinezi pe care regimul de la Beijing vrea să-i supravegheze îndeaproape. De altfel, în urmă cu mai mulți ani, China a înființat în diverse țări din Europa, dar și în Statele Unite, secții de poliție ilegale. Măsura a stârnit nenumărate controverse la nivel internațional. Trebuie să învăț să conviețuiesc cu celebritatea, o spune cu umor o femeie din Țara Galilor, care și-a câștigat cele 5 minute de faimă cu o pățanie demnă de Mary Poppins. Femeia de 72 de ani a ajuns la magazin înainte de deschidere și a avut nefericita idee să se sprijine de oblon. Când vânzătorul, aflat în interior, a vrut să ridice jaluzeaua, a ridicat-o și pe biata femeie, căreia îi se agățase haina într-o balama. Așa că s-a pomenit în aer cu tot cu căruciorul de cumpărături. Se prinsese de el în speranța deșartă că astfel capătă mai multă greutate și opune rezistență forțelor potrivnice. Caznele ei s-au prelungit câteva zeci de secunde până când vânzătorul s-a repezit să o dea jos.